Am analizat fiecare punct și rezultatul discuției este foarte simplu. Atât eu personal, cât și Alianța Forțelor de Dreapta, PMP, Forța Dreptei, Alternativa Dreaptă și PNţ Maniu Mihalache, susțin toate aceste puncte. De asemenea, am luat decizia de a susține ambele referendumuri inițiate de primarul general în București, atât referendumul care vizează un obiectiv extrem de firesc, și anume acela ca bugetul Bucureștiului să fie aprobat în Consiliul General, distribuția sumelor către sectoare să se facă de Consiliul General, cât și referendumul care pune ordine în urbanismul din București, și anume semnarea documentațiilor de urbanism, autorizațiilor de construcție de către primarul general al capitalei, și sunt convins că după adoptarea planului de urbanism general, în sfârșit se va face ordine în urbanismul din București. Astăzi semnez în fața dumneavoastră angajamentul de susținere a celor 20 de puncte din programul lui Nicușor Dan. Și îmi mânez domnului primar general ca garanție, deși știe că și fără această semnătură și fără acest document poate beneficia de sprijinul nostru. Aș da un mesaj către Ciolacu și Ciucă. Nu boicotați aceste două referendumuri. Nu căutați șmecherii procedurale care nu există în lege ca să împiedicați exercitarea voinței bucureștenilor. Există bază legală suficientă, nu există niciun fel de obstacol, niciun fel de impediment legal pentru realizarea acestor două referendumuri odată cu alegerile parlamentare și prezidențiale. Sunt convins că atât Ciolacu, cât și Ciucă vor face tot ce este posibil ca să blocheze procedural acest referendum și din acest motiv transmit acest semnal clar către Ciolacu și către Ciucă: lăsați bucureștenii să-și exprime voința. Vă mulțumesc, domnul președinte Eugen Toma. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte, domnule primar general. Ne bucură vizita dumneavoastră astăzi aici la Alianța Forțelor de Dreapta. Mă bucur și nu se putea întâmpla altfel că domnul președinte Ludovic Orban și-a asumat și susține integral punctele stabilite de dumneavoastră pentru ca Bucureștiul să aibă un viitor predictibil, iar dumneavoastră, în calitate de primar general, să vă puteți duce la bun sfârșit toate obiectivele asumate în fața cetățenilor. În timpul administrației PSD Năstase, guvernul a încercat să transforme primăria generală a capitalei într-o anexă a sectoarelor. Este mai mult decât binevenit referendumul pe care îl propuneți, cele două întrebări, pentru că sunt un răspuns corect la ceea ce așteaptă Bucureștiul și vă asigurăm că noi suntem alături și ne vom implica total în această campanie pentru a vă susține. Sunteți omul care ați demonstrat, omul care merită susținut, iar noi, cei din PMP, Forța Dreptei, Alternativa Dreaptă, PNţ, Maniu Mihalache, cei care suntem Alianța Forțelor de Dreapta, vom lucra cot la cot cu dumneavoastră, cu toată dăruirea, pentru a atinge acest obiectiv. Mult succes, domnule primar general! Da. Bună ziua! Am venit la prieteni, sunt oameni cu care am făcut campania electorală și de acum și cea de acum 4 ani. Sunt consilier general cu care am lucrat foarte bine în
Consiliul General nu am avut emoții în privința acestui set de solicitări care permite primarului municipiului București să realizeze cu resurse pe care nu le-a avut în primul mandat, să realizeze ceea ce vrea să facă alături de Consiliul General pentru a rezolva problemele bucureștenilor. Mulțumesc pentru suport pe aceste puncte, mulțumesc pentru suport pentru referendumul local pe care o să-l votăm luni și o să-l organizăm pe 24 noiembrie și sunt convins că membrii partidelor dumneavoastră și ai alianței în total vor convinge bucureștenii că ceea ce spunem noi este corect. Așteptăm întrebări. Referendumul se poate organiza cu alegerile prezidențiale. Dacă guvernul vrea ca lucrurile să fie mai simple și să coste mai puțin, poate să dea o reglementare specială. Dacă nu vrea, o să fie mai complicat, dar se poate. Eu am anunțat aceste referendumuri deja pe 9 iunie. Nu cred că e o surpriză pentru nimeni că Consiliul General va vota luni organizarea acestor referendumuri. Veți merge la Ministerul Justiției sau la domnul Toni Greblă, la Autoritatea Electorală, să clarificați aceste lucruri legate de referendum, dacă se poate organiza odată cu prezidențialele sau nu? Nu. Nu există această întrebare, dacă se poate. Da? România este o democrație. În democrație cetățenii conduc prin două instituții, prin alegeri și prin referendum, scrie în Constituție. Nu există dacă. Da? Singura chestiune tehnică este dacă simplificăm sau o lăsăm așa. Ce ar însemna dacă n-ar fi simplificat? La ce vă referiți? Dacă nu e simplificat, una din problemele tehnice este că legea alegerilor prezidențiale spune că urnele se închid la ora 9 și legea referendumului național sau local spune că se închid la ora 23. 21 versus 23. Asta e o chestiune tehnică. O altă chestiune tehnică este componența comisiilor. Ar trebui să avem două comisii în loc de una și evident cheltuielile se dublează. Dar nu se pune problema ca un referendum votat de către Consiliul Local, sau în cazul nostru Consiliul General, să nu poată fi organizat. Și în situația asta în care ar fi și referendumul și prezidențialele, când ar trebui să se închidă urnele? Fiecare separat. Deci fiecare separat. Respectând legea, da. Și ar trebui, credeți că ar trebui totuși un HG sau care ar fi soluția ca să fie totul mai clar? Dacă vorbim de... Noi avem legi pentru fiecare dintre alegeri și pentru referendum. Și când a fost o suprapunere între referendum național și referendum local, s-a adăugat o prevedere legală, deci prin lege sau prin ordonanță de urgență, astfel încât ele să fie compatibile. Când au fost alegeri naționale cu referendum național, din nou s-a adăugat o normă în lege, astfel încât ele să fie compatibile, să avem aceeași comisie și lucrurile să fie mai simple. Acum este atributul guvernului să compatibilizeze aceste două proceduri. Dumneavoastră ați anunțat aceste referendumuri chiar în seara în care ați câștigat al doilea mandat de primar general. Da. În perioada aceea, imediat, v-ați întâlnit cu domnul Ciolacu sau ați vorbit măcar la telefon, i-ați zis, uite, vreau să fac referendumurile. Nu, n-am avut tipul acesta de discuții. Ca să nu apară acum, iată, această situație. Cum se pare că iată domnul Ciolacu? Două cuvinte. Așa. Puneți niște întrebări care parcă izvoresc din invențiile PSD-ului. Există o lege a referendumului
care vizează referendumurile locale, nimeni nu poate să împiedice voința de declanșare a referendumului. Dacă primarul general și cu Consiliul General hotărăsc organizarea referendumului și cheamă bucureștenii la vot pentru exprimarea votului, nu poate fi împiedicat acest vot. Toate aberațiile pe care le-am auzit de la PSD nu au nicio bază legală. Nu este interzis organizarea referendumului local odată cu alegerile prezidențiale, iar organizarea referendumului odată hotărâtă, referendumul se va desfășura la data la care hotărăsc practic autoritățile locale care sunt abilitate prin lege să declanșeze referendumul. Singura problemă de simplificare, și aici se vede perfidia lui Ciolacu și a lui Ciucă, prin declarația dată de Ciolacu că nu modifică regulile în timpul jocului. Păi, în cazul comasării alegerilor locale cu cele europarlamentare, nu au modificat regulile jocului cu 3 luni și jumătate înainte de data efectivă a alegerilor, printr-o ordonanță de urgență, a uitat practic Ciolacu și Cuciucă de faptul că au dat o ordonanță neconstituțională numai ca să-și favorizeze rezultatele în alegerile europarlamentare prin comasarea cu alegerile locale. În cazul de față, singura problemă este tehnică. Dacă poți să organizezi referendumul cu aceeași comisie, birou electoral al secției de votare. Asta este problema. Dacă nu vor să modifice legea, se vor organiza birouri electorale ale secțiilor de votare pentru referendum. Nu există nicio problemă. Nu există în lege, în toată legislația, nicio interdicție de a organiza un referendum odată cu alegerile prezidențiale. De altfel, noi am mai avut referendumuri organizate cu diferite tipuri de alegeri, în paralel. În 2019 am avut referendumul pe justiție, care a fost în același timp cu alegerile pentru Parlamentul European. A fost referendumul pentru 300 de parlamentari, dacă îmi aduc aminte, simultan cu niște alegeri parlamentare, cred că în 2009. Deci nu există. Nicu Șordan, după întâlnirea cu reprezentanții Forța Dreptei și